Alexandra Stan și-a șocat fanii cu ultimele mărturisiri. Iubita cântăreață internațională a dezvăluit recent într-un podcast că a încercat să-și ia viața de două ori. Aceasta că sunt depresie din cauza relației șocante pe care a avut-o cu fostul ei manager. Perioada aceea a fost una dintre cele mai grele din viața sa, mai cu seamă că a avut nevoie de atenția medicilor după cele petrecute. Bărbatul a agresat-o fizic pe solistă, a furat-o și a pus pe pauză cariera. Deși românii aflau șocați povestea ei, Alexandra Stan a mărturisit abia acum că lucrurile în realitate au stat și mai rău. Ea nu s-a mai regăsit și a căzut pradă depresie, iar ulterior a încercat să-și pună capăt zilelor. Cu toate acestea, acum se simte bine și a trecut peste episodul extrem de greu din viața ei. Când ți se inserează niște gânduri în cap, tind să le crezi, iar tu nu le gândești conștient. Alegerile pe care le-am făcut eu atunci nu veneau din lumină, veneau din întuneric. Mi se părea o prostie creștinismul, credința în general. Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam la un moment dat să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri bune, nu sunt din lumină de la Dumnezeu. Eram în Elveția la un concert, undeva în munți, și luasem pastile de somn ca să nu mă mai trezesc. A venit tatăl meu să-mi zică să beau multă apă, să vomit. El era tour managerul meu, a povestit cântăreața în cadrul podcastului lui Mihai Morar.